Timp de două zile, 26-27 septembrie, Consiliul Județean Argeș a fost gazdă și organizator pentru reunirea Biroului Asociației Internaționale a Regiunilor Francofone. La deschiderea oficială a lucrărilor a participat Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bugiu, Roxana Stoienescu, director executiv al Direcției de Cultură, Tineret și Turism, Carmen Mocanu, director executiv Direcția Economică, Bogdan Minciunescu, subprefect și consilier județeni. Nous sommes une région privilégiée parce qu'on a un ancrage historique et culturel et aussi économique avec une liaison très forte avec la France et la francophonie. Nous sommes le département qui représente le meilleur dans le monde et dans la Roumanie, la francophonie économique parce qu'ici en Argeș c'est logé. On a les usines Dacia Renault qui produit plus de 25% de l'export de la Roumanie. Temele dezbătute au avut ca subiect relațiile de cooperare și parteneriatele semnate de către Asociația Internațională a Regiunilor Francofone cu județul Argeș. Vicepreședintele acestei asociații, Filip Mionie, a prezidat lucrările de la Pitești. Ensemble, nous allons faire un beau et long chemin. Vous allez apporter ce que vous avez, c'est-à-dire une culture, une économie aussi avec une industrie développée et faire partie ainsi de cette grande famille francophone. Le projet, c'est d'abord de continuer ce qui a été... Seminarul a cuprins o serie de teme pe probleme de conservare a patrimoniului și punerea în valoare a acestuia, dar au fost abordate și subiecte legate de dezvoltarea economică a județului. Moi, j'ai toujours entendu parler de la Roumanie. J'ai connu la Roumanie à travers la Dacia, parce que la voiture Dacia est chez nous. Elle est très, très connue. C'était un très bon véhicule parce qu'il permettait à ceux qui avaient des moyens limités de pouvoir s'offrir de voitures. Aujourd'hui, nous sommes en Roumanie et je me suis rendu compte qu'au-delà de ce que j'ai entendu de la Roumanie, c'est un très bon pays avec une population très accueillante. La această întâlnire au participat aproximativ 35 de membri ai Asociației Internaționale a Regiunilor Francofone, reprezentanții autorităților locale și centrale. Această asociație internațională are ca scop stabilirea cooperării și realizarea schimburilor de informații și de experiențe din diverse domenii de activitate între colectivități, teritorii și comunități regionale francofone.